Tatăl meu fiind tenor, foarte apreciat, și mai mica mea, o mezzo-soprană, au avut o perioadă foarte plină de turnee. Eu deja rămâneam cu mătușa mea, care a stat 10 ani și mi-a fost alături. Eu consider că a fost spre bine, pentru că m-am maturizat foarte repede, am fost independentă, foarte corect, am studiat foarte mult, nu am fost ca ceilalți copii, nu aveam foarte mult timp pentru joacă, adică copilăria mea a fost concentrată în studiu, în muzică, a citi foarte mult. Mămica mea a înțeles că altă cale nu este decât opera, deci muzica clasică, și a lăsat cariera ei, pentru că era... avea o activitate foarte intensă, plecări, spectacole, repetiții. A lăsat totul și a început a doua sa meserie, de a preda, de a fi profesor de canto. Mămica și-a sacrificat cariera sa. Eu înțeleg, de fapt, anii cei care au fost un pic pierduți, da, poate pentru copilul său, că au fost mai permanent în plecări, au fost recuperați acum când erau decisă soarta carierei mele. Ce o să fac? Unde o să ajung? Acum am nevoie să-mi pun bazele, să am un vocal sănătos, am o școală de canto bună. I-a pus foarte mult suflet și timp enorm. Noi făceam, eu țin minte, orele de vocal, deci paralel cu colegii mei, ele erau de 5 ori mai multe. Eu ieșeam seara din academie cu un, așa, un teanc de note, toți îmi spun, ce cu tine? Eram toată muzica, eu mă trezeam cu muzica, dormeam cu muzica, la fel și mămica mea era sacrificată totalmente. Era o perioadă dificilă pentru că ea cerea de la mine de 10 ori mai mult ca de la ceilalți, era cu mult mai severă, nu exista mă simt foarte rău sau nu-mi sună vocea sau nu am dormit bine sau nu contează. Nu exista absolut niciun motiv ca eu să zic astăzi eu nu cânt, noi făceam orele de vocal fiecare zi. Îți mulțumesc pentru că ai sacrificat cariera ta, timpul tău prețios atunci când aveai posibilitatea să ajungi foarte departe, când aveai propuneri, contracte foarte mari, propuneri de a rămâne în Marea Britanie, în Italia. Tu ai lăsat totul și ai sacrificat tot ce aveai mai scump atunci pentru un moment mai important pentru tine, pentru familie, pentru copiii tăi.